Mulțumesc frumos! Așa, indexare. Vă amintiți ultima dată când ați căutat online un produs, să spunem un produs de mobilier sau un produs de amenajare interioară? Scuză-mă că te întrerup, ești ultimul. Vă rog. Și nu-mi luați visele. Ok. Dom'le, zi-mi 30 de secunde ce vrei. Unul dintre voi măcar. Okay. Și după aia adune aminte cum făceam noi când eram mici, cu tare, nu știu ce. 30 de secunde. Vă promit că mă încadrez. Cum? Vă promit că mă încadrez. După ce ați făcut această căutare, în următoarele 10 secunde produsul nu a apărut în fața dumneavoastră, pentru că este imposibil. Dar tehnologia de realitate augmentată face exact lucrul acesta. Prin telefonul mobil pe care dumneavoastră îl dețineți, dacă vă uitați în mediul înconjurător, cu ajutorul acestei tehnologii, puteți să vedeți un model 3D digital al produsului care l-ați căutat online și să aveți impresia că el, de adevăratelea, chiar se află acolo, fără ca dumneavoastră să trebuiască să mai mergeți la acel showroom să-l vedeți. Indexar a implementat această tehnologie de realitate augmentată în aplicația de mobil pe care a dezvoltat-o și împreună cu o platformă web dă posibilitatea comercianților mici și mijlocii să aducă în fața clienților lor produsele de 100 de ori mai repede și de 100 de ori mai ieftin decât au făcut-o până atunci. Care este procesul? Comercianții încarcă produsele 3D pe platformă, iar utilizatorii app-ului, clienții lor, pe telefon mobil, pot să le vadă ca și când ele ar fi acolo, în câteva secunde. Ne adresăm producătorilor de mobilier, comercianților de produse de amenajare interioară și dezvoltatorilor imobiliari, care se confruntă cu câteva probleme, precum nevoia de a scădea costurile generate de returul de produse. În 2015, în Marea Britanie, aceste costuri s-au ridicat la 2 miliarde de lire britanice. Iar prin Indexar poți să cumperi acest produs care are dimensiunea, culoarea și designul potrivit cu nevoile tale în câteva secunde, fără să mai fie nevoie de retur. De asemenea, comercianții au nevoie să reducă costurile operaționale și cele cu infrastructura. Un showroom de 1000 de metri pătrați poate să ajungă la 12.000 de euro pe lună. Pe când, prin Indexar, întregi showroom-uri încap în buzunarul clientului dumneavoastră. Și de asemenea, comercianții urmăresc să crească nivelul de satisfacție al clientului per ansamblu. Unii încearcă prin randări de 200, care pot să coste 200-500 de euro, prin care se prezintă aceste produse la client acasă, ca el să-și facă o idee. Nu este un client, este un prospect. Și nu avem nicio garanție că acel prospect se transformă în client și banii pot să fie pierduți. Pe când prin Indexar totul este mai ieftin și mai rapid. Așa arată platforma și este mai mult decât o interfață prietenoasă prin care acel comerciant poate să încarce produse. Ea dă informații despre modul în care clienții interacționează cu produsele, iar acel comerciant poate să ia decizii de vânzări, de marketing sau de dezvoltare de business. Practic, facem data mining. Iar aplicația arată în felul acesta și ajută cumpărătorul final să găsească repede, ușor și simplu produsul de care are nevoie la el acasă, exact acel produs. Suntem inovatori, pentru că n-am inventat noi tehnologia de realitate augmentată, prin faptul că propunem dezvoltarea unei singure aplicații, unei singure platforme și a unei singure comunități. În felul ăsta scădem costul de acces la tehnologia de realitate augmentată. De la 20-30 de mii de euro pentru dezvoltarea unei singure aplicații, la câteva sute de euro lunar pentru a avea acces la această tehnologie. Cum facem bani? Pe baza unor abonamente lunare, care comercianții le plătesc. În cuvinte puține, un comerciant plătește 0,001 cent, eurocent, pentru afișarea unui produs în AR. Iar utilizatorul aplicației nu plătește nimic. Cum am gândit planul de business? Acum câțiva ani când am început afacerea, am spus în felul următor. Comercianții mici și mijlocii sunt cei care sunt 80% din piață, dar fac 20% din cifra de afaceri. Și am identificat pe cele trei verticale în România 800 de companii. Ne-am gândit că 320 dacă ar fi clienții noștri și ar plăti 500 de euro pe lună și un sfert dintre ei și-ar face customizări suplimentare în medie la 1500 de euro, am ajunge la un net present value, valoare netă actualizată, de 1.600.000 de euro. Dar asta e doar judecata. Unde devin lucrurile interesante sunt în piața europeană, unde anul trecut, 2017, în UK, piața de mobilă a ajuns la 17 miliarde de lire și 8.000 de companii. Știm că bugetul pe marketing este undeva între 1 și 3%, și după cum ați văzut, noi nu ne adresăm doar bugetului de marketing, ci și altor tipuri de bugete în care putem să intervenim și să optimizăm costuri. În momentul de față, acest produs, acest prototip, este dezvoltat pe un proiect pe fonduri europene de 200.000 de euro. Prototipul este funcțional și acum mai lucrăm doar la reglementările pe GDPR ca să-l aducem pe store, ceea ce înseamnă o săptămână de zile aproximativ. Planul nostru viitoare este să dezvoltăm piața. Și aici am început să lucrăm cu cei de la Europe Enterprise Network, care au transmis și au prezentat produsul nostru în Marea Britanie, Germania, Italia și țările nordice și au spus că este interesant și că urmează să ne transmită prezentare.
Și, în al doilea rând, vrem să dezvoltăm produsul. Acolo ceea ce vedeți este, într-o clădire de birou din Timișoara, în versiunea 1, exact ceea ce putem să dăm în momentul de față. Scaune și birouri de la un anumit producător local. Vrem să ajungem la acea calitate vizuală. Pentru că în momentul acela putem să dăm o experiență mult mai reală și mult mai interesantă pentru utilizatorul final. Și pentru asta vrem, de exemplu, să implementăm Unity. Astfel ajungem la nevoile care le avem în momentul de față. Și anume, să extindem echipa cu developeri care stăpânesc această tehnologie, să punem bazele și să creăm și să dezvoltăm o rețea de distribuție. Avem nevoie de finanțare ca să accelerăm dezvoltarea pe următorul an de 250.000 de euro pentru 10% din compania și mentorat. Mulțumesc! Mulțumim! Uite, mie mi s-a întâmplat să un client să comande un side-by-side, frigider dublu și să nu intre pe ușă. Știi că mi s-a întâmplat, dar am dus până la etajul 7. Okay. Deci, să înțeleg că prin această... Nu, mi se întâmplă des chestia asta. Și după aia ori sparg ușa, ori mi-l fac retur. De cele mai multe ori îl fac retur. Clientul respectiv poate să vadă chestia asta și să știe exact... Deasupra produsului aveți dimensiunile reale. E mai simplu să măsoare ușa, nu? Nu. Și să cumpere o aplicație. Nu, prin această aplicație există posibilitatea ca respectivul client să-și dea seama? Acolo unde vedeți acel scaun amplasat, el este un scaun virtual. Deasupra, pe lângă faptul că este numit producătorul, aveți și dimensiunea la care este afișat produsul. Adică la 100%. Vedeți din start la 100%, dacă nu aveți spațiu să-l vedeți, dar vreți totuși să vedeți cum se încadrează un anumit produs, puteți să-l micșorați sau să-l măriți, în funcție de interacțiunea care o doriți. Okay. Dar da, vă dăm aceste informații. Da, și da, ca să merg și mai departe cu logica, deci dacă iau scaunul ăla și îl folosesc ca augmented reality pe un telefon și îl pun în dreptul ușii, o să-mi arate dacă intre sau nu intre pe ușă, nu? Da, de ce? Dacă e 100%. Tehnologia ce face... Am uitat telefonul de demo pe masă. Tehnologia ce face, identifică acest plan, știe să calculează distanța de la mine până la plan, după care scalează și își dă seama cât este produsul și îl afișează în raport cu distanța de la mine până la planul respectiv și planul care l-a identificat. Dar foarte important, frigiderul respectiv ar trebui să fie în librăria voastră, nu? Acel frigider trebuie să fie în librăria noastră. Nu degeaba în prezentare am spus la început producător de mobilier. Da, cum stați cu această librărie în momentul de față? Practic, la ceea ce lucrăm și de aia am spus producătorii de mobilier, pentru că ei au modele 3D. Există soluții în momentul de față cu telefoane precum cele de la Sony, mi se pare, în care puteți să scanați 3D un telefon, un obiect cu un device care costă 1700 de lei pe piață. Deci, de aia am spus la început producători, pentru că încărcăm repede content și clienți pe platformă și începem să monetizăm. Să reformulez întrebarea. Producătorii de mobilier vă oferă deja acces la modele 3D? Da, am validat cu producători de mobilier local și Green Forest, Kinarps din București, care este o companie nordică, partea de mobilier. Am vorbit și cu Casa Rusu. Pe partea de amenajări interioare am vorbit cu Mater, Biblioteca de Materiale din București, și cu cei de la Piatra Online. Câți bani faceți în momentul de față? În momentul de față mai am 5 luni de implementare a proiectului. Avem bugete pentru... Deci deocamdată consumați din grantul european. Nu este un proiect generator, nu pot să facturez în momentul de față. Deci n-ai niciun break-even operațional? Break-even point-ul este la 40-45 de clienți, ca să pot să susțin 5 developeri, plus un product owner și dezvoltator de business. Echipă? Prototipul a fost dezvoltat cu o companie de development și avem buget pentru încă 4 oameni full-time în momentul de față pentru următoarele 5 luni. Deci nu e in-house. Poftiți? Nu e in-house. Nu, am ales pentru că eu sunt, ca și experiență, am experiență în vânzări, nu sunt programator, am ales să lucrez cu o companie de development care știe ce face pe baza unor specificații care le-am cules din piață. Am dezvoltat acest prototip care este funcțional în momentul de față. Și V2.0 va ajunge acești bani din grant să-l terminați, versiunea a doua? Da. Deci în momentul de față, produsul este market ready, este mai mult decât un prototip. Ce vreau să fac pe această porțiune de 5 luni de zile care mi-a rămas este să duc la următorul nivel și să ofer tipul acesta de experiență vizuală clienților care vedeți în versiunea 2, unde este mult mai autentică. Deci în 250.000 de K intră și dezvoltarea asta, zici tu, nu? Nu, 250.000 de K încep din octombrie. Păi ca să accelerăm, ca să nu fim bootstrapping pe veniturile care începem să le adunăm atunci și să lucrăm la jumătate de normă, ci să mergem pe full time cu o echipă dedicată care adună această experiență și poate să crească produsul destul de repede ca și valoare și să răspundem la feedback-ul din piață. Și cât estimați că ai investit până acum?
Scuze, cât ai investit? Cât estimezi că ai investit până acum, inclusiv timpul tău? Cât am investit eu? Da, bani și timp. 40.000 de euro, lucrez de 3 ani de zile la proiectul ăsta, sunt 24 din 24, mi-am scris singur proiectul, eu îl implementez. Am atras resurse precum avocați pentru GDPR și consultanță legală, avem partea de marcă protejată la nivel european, avem prototipul, echipamentele IT sunt bugetate, mobilierul, sediul, deci venim cu o soluție destul de bine gândită. Prototipul e disponibil public sau nu e testabil public? Scurt, prototipul e disponibil public sau nu? Da, prototipul, și dacă intrați pe pagina de Facebook IDENXAR, puteți să vedeți, am făcut un demo cu modul în care funcționează în momentul de față. Acum lucrăm la lansarea lui pe iOS Store într-o săptămână. Și la un search simplu sunt câteva zeci de aplicații care fac lucrul ăsta într-un stadiu mult mai avansat. Ce ne poți spune despre concurență? Pot să spun că spre deosebire de concurenții noștri care livrează o soluție unui client, după care el trebuie să se ocupe de partea de marketing. Platforme care fac exact același lucru cu ce faceți voi. Deci nu mă refer la aplicația, nu știu, firmei IKEA sau unui anumit producător, ci aplicații care se adresează tot unei palete largi de producători mai mici care nu își dezvoltă propria aplicație. Și care au fi ce poți să ne spui despre concurența asta? Pot să vă spun că există companii precum Augment, care fac același lucru. Unde punem noi accent și unde vrem să aducem valoarea adăugată este pe partea de aceea de data mining și partea de platformă prin care oferim date și ajutăm acei comercianți să ia decizii, construirea comunității, pentru că dacă veți intra în aplicație, într-o săptămână o să vedeți că avem și campanii NAR pentru companii de publicitate și urmărim să dezvoltăm și produse pentru educație, ceea ce face să crească comunitatea. Până la urmă, companiile vin în momentul în care ai comunitate. Comunitatea vine în momentul în care ai content și este un cerc vicios. Și atunci, ca răspuns la această întrebare care am avut încă de la început, creăm și alt fel de experiențe decât comerciale pentru a crește rata cu care un utilizator revine pe aplicație, nu doar pentru a cumpăra o canapea odată la un an. Ești foarte zgârcit, 10%. Mulțumesc frumos. Pot să pun și eu o ultimă întrebare? Hai, ultimă. Scurtă. E scurtă. Eu te-am rugat ceva la început. 30 de secunde. Ce face produsul? Ai ținut cont de ce am spus eu? Zero. De ce? Eu te-am rugat să începi cu 30 de secunde în care să înțelegem exact despre ce e vorba și ce vrei de la noi. Și răspunsul tău a fost zero. Și vreau să știu, pur și simplu, să vă dau răspunsul? De ce? Da. În urmă cu 2 ani de zile am pitchit în fața dumneavoastră, la Biblioteca Națională, într-un program. Am făcut pitch-ul varză, după care m-am dus în altă parte și mi-a servit foarte mult experiența. Feedback-ul care mi l-ați dat dumneavoastră după vreo 10 minute de pitch a fost: n-am înțeles nimic. Lecția care am învățat atunci este că trebuie să insist pe prezentarea produsului, pentru că eu nu am avut capacitatea să explic clar ce face acest produs în momentul respectiv. Nu am urmărit intenționat să ignor, dar am vrut să mă asigur că produsul pentru care vă cer această finanțare are valoarea pe care vă cer. Dacă aș fi început cu doresc 250.000 de euro pentru 10% din ceva ce nu știm ce este, sunt și sigur... Și ulterior explicăm. Dar știm la început, setăm cadrul. Voi ține cont la următoarea prezentare. Asta este... Peste încă 2 ani. Mulțumim mult, Răzvan. Mulțumesc.